Și la îngeri fac pe plac, dacă pentru Tatăl cânt, în veci fie pomenit, al tău nume prea slăvit. Și cu harul ce mi-ai dat, bucur omul necăjit. Doamnelor, domnilor, iată că ne reîntâlnim din nou. De această dată suntem în superba locație de la Casa Colecțiilor. Gazda noastră, domnul Zoltan Lagi Ionescu. Nu știu, am pronunțat bine? Foarte bine. Suntem aici pentru că aici se desfășoară un eveniment, să-l numim așa, o parte dintr-un eveniment, pentru că se întinde pe mai multe săptămâni din câte am înțeles. Este vorba de un curs, un proiect care se referă la pictura pe sticlă, în general pictura de icoană pe sticlă, icoană pe sticlă, fiind și o perioadă a postului în aceste zile, să zic așa. De ce stăm de vorbă cu domnul Ionescu? Pentru că dânsul a avut amabilitatea odată să ne primească pe noi, dar asta poate nu e la fel de important ca faptul că găzduiește acest proiect. Domnule Ionescu, domnule Mlagi Ionescu, cum să zic mai corect? Spune-mi, Zoli, domnule Marian, că suntem prieteni și așa. Sper să și rămânem prieteni. Vreau să vă întreb concret despre ce este vorba în acest proiect. De unde a venit ideea, cum ați reușit să-l puneți în practică, cum l-ați popularizat, cum ați contactat. O să vedeți, este vorba de doamna Cristina Oprea, referent la Casa de Cultură Turda, doctor Cristina Oprea, pentru care are un doctorat în domeniul în care activează, care se ocupă de cursanți. Cum a prins viața acest proiect? Am să spun, Marian, okay, îți mulțumesc bine. Că ești prezent în casa noastră și mai cu seamă în Casa Colecțiilor. Mulțumim de invitație. Este un proiect la inițiativa Asociației Casa Colecțiilor. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 4 săptămâni, respectiv câte două ore în fiecare săptămână. Cursanții sunt foarte interesanți și foarte surprinzători. Sunt de la copii de 7 ani până la vârsta a treia. Deci avem o plajă și o gamă foarte variată de cursanți. Ceea ce ne bucură este faptul că am primit semnale din comunitatea din care facem parte, respectiv turdenii și Comuna Moldovenești, care au fost foarte surprinși și plăcut surprinși de faptul că am reușit să organizăm acest eveniment. Acest proiect se bazează în primul rând pentru a ne curăța spiritual, pentru că, așa cum ai amintit, suntem în postul Paștelui. Ori postul Paștelui ne îndeamnă a fi mai buni, a fi mai înțelegători, a fi mai iertători. Iar scopul acestui eveniment, acesta este. A încerca să fim mai buni, a încerca să facem o lume mai bună, să creăm o lume mai bună și să pregătim tineri pentru următoarele etape ale vieții. Asta cu atât mai mult cu cât deja este cunoscut și toată lumea spune același lucru. Sărbătoarea Paștelui este până la urmă cea mai importantă sărbătoare a creștinătății. Simbolizează foarte simplist, deși nu-i cazul să vorbim în termeni simpliști, dar foarte simplist simbolizează victoria binelui asupra răului, așa învierea, este. Ridicarea la cer și așa mai departe. Vreau să vă întreb cum au primit cursanții participarea la acest curs și poate ar fi mai interesant să ne spuneți de cei mici că ei sunt cumva cu mintea mai fragedă și mai dornică de cunoaștere. Eu am să vă explic cum a început și care a fost prima zi, dar doamna profesor Cristina Oprea, care este coordonatorul proiectului, tehnic o să vă explice despre ce este vorba, dar vreau să vă spun că și eu am rămas surprins și am avut deosebită plăcere să particip la prima întâlnire, la prima ședință. Toată lumea a fost nerăbdătoare să începem, când începem. Ori nici eu nu am știut, vă mărturisesc cu toate că sunt colecționar și cumva sunt angrenat în aceste evenimente, există o rugăciune, rugăciunea iconarului, pe care eu nu am știut-o. Înainte de toate, ne-am așezat cu toții la masă și am spus o rugăciune.
Deci a fost un moment impresionant. După aceea, sigur că am pregătit materialele, am pregătit sticla, doamna Cristina Oprea ne-a introdus în lumea și în povestea icoanei, cum a ajuns, cum a apărut icoana, cum a apărut mai cu seamă icoana pe sticlă, pentru că sunt două lucruri distincte. Pictura icoană pe lemn și pictura icoană pe sticlă sunt două ramuri, de fapt, pentru că icoana pe sticlă nu face parte din iconografia și din canoanele bisericii. Pictura pe sticlă este o ramură, să spunem, sau cumva un segment al artei plastice, până la urmă văzută în viziunea și în optica, hai să spunem, prima dată a țăranului, pentru că icoana pe sticlă a plecat totuși de la țăran și acolo s-a regăsit în icoana pe sticlă s-a găsit puritatea, curățenia, înțelepciunea acelui țăran fără școală. Asta este un lucru extraordinar. Și deschiderea lui spre partea imaterială a lucrurilor. Exact. Totuși, copiii se pare că s-au implicat și s-au murdărit pe degete de culoare și de vopsea. Copiii s-au implicat și chiar sunt dornici, ne sună și ne întreabă de stadiul lucrării, așa cum a lăsat lucrarea, zice, sper să o găsesc așa cum am lăsat-o. Deci sunt nerăbdători să se reîntâlnească cu lucrarea. Din câte am înțeles, fiecare dintre cursanți are ca obiectiv, să-i spunem așa, în cadrul proiectului, realizarea a câte două lucrări. Puteți să ne spuneți de ce și care a fost ideea din spatele acestei cifre, să zic așa? Da, am spus că vom realiza două lucrări, două icoane pe sticlă. Una dintre icoane se va îndrepta spre familie, fiecare cursant va dărui această icoană în săptămâna mare a Paștelui și am spus că vinerea mare vom organiza un vernisaj unde vom prezenta lucrările tuturor cursanților. Iar în acel cadru festiv, cursanții vor dărui familiei, apropiaților, bunicilor și așa mai departe un cadou de Paști cu icoana realizată în acest proiect, iar cea de-a doua icoană, și sperăm că timpul ne va permite, avem două opțiuni. Am spus că vom organiza un eveniment caritabil prin care cea de-a doua icoană, în cadrul vernisajului, să existe un eveniment caritabil, care icoanele vor fi donate și cu donate în ghilimele spus, cumva că ideea este strângerea de fonduri pentru refugiații din Ucraina și să încercăm să ajutăm o familie, două familii care sunt cazate în Turda sau o asociație sau vom vedea finalitatea deja proiectului. Deja ați luat legătura cu cineva în sensul în care să se îndrepte eventualele fonduri strânse? Am vorbit cu centrul de zi din Turda, dar ni s-a spus că persoanele care sunt acum nu vor rămâne până la finalizarea proiectului nostru și atunci vom identifica la momentul acela dacă reușim să... Oricum, ideea rămâne deschisă. Cu siguranță, da. Vroiam să vă mai întreb, pentru că tot ați amintit de momentele astea și de expoziție, în cadrul vernisajului vor fi ambele lucrări ale cursantului. Cu siguranță, da. Deci și cea pe care o oferă familiei și cea pe care va fi donată în scop caritabil. Haideți să trecem, să zic, și la vârsta a treia. Vârsta a treia, cum a privit această îndeletnicire? Oarecum, fără ideea de a supăra pe cineva, probabil îndemânarea la vârsta a treia e mai greoaie puțin. Cum zic, nu supărăm pe nimeni, dar nu toată lumea e pictor. Vreau să vă mărturisesc, rămân surprins, pentru că doamnele de vârsta a treia au o dexteritate, au o tenacitate și au o răbdare pe care eu nu am crezut. Mă gândeam că or să caute ochelarii, că or să caută tot felul de lucruri. Nu, din contră, doamnele s-au implicat extraordinar de mult și vreau să vă spun că au realizat în proporție de 70-80% prima icoană în faza deci în care cumva vorbim. Cele mai conștiente. Exact, cele mai conștiente. Probabil, știu eu, această vârstă este cumva, zic, și mai obișnuită cu disciplina.
Așa și este. Cu modul de a lucra. Domnule Ionescu, noi vă mulțumim deocamdată. Doamnelor, domnilor, să știți că, vorba aia, nu plecați, rămâneți aproape, pentru că am pregătit și o scurtă discuție cu doamna Oprea, care ne va dezvălui, să zic, din tainele acestei arte a picturii pe sticlă, a pictatului pe sticlă, cât de complicat este, cum se realizează, trebuie ținută lucrarea invers, sunt mai multe chestii pe care noi nu le cunoaștem, am auzit despre ele doar atât. Rămâne să ne revedem și cu doamna Oprea. De-i sărac, ori de-i bogat, uită cât i-a pătimit. Dar avem verde de China, care este foarte inclusiv. Avem verde crom. Verdele crom este culoarea ierbii. Adică în verdele smarag poți să pui un pic de opru și a obținut verde crom. De aceea se pun culorile principale. Poftim. Așa. Avem un roșu. Roșu este roșu cadmiu ce avem aici. Avem un oranj și galben. Roșu. Roșu poate să fie cu inflexiuni de albastru și ai un pic, ai o nuanță de violet și atunci se numește lac garanță. Lac garanță. Da. E, așa. Era obținut din tot felul de lucruri vegetale din... Și avem un oranj, oranjul clasic, dar la galben avem mai multe nuanțe. Avem galben de India, avem galben crom, acesta este un galben citron, este cel mai deschis. Dar combinat cu ocru, de aceea sunt cele 12 culori, pentru că noi putem să facem combinații multiple și să obținem și celelalte nuanțe de care avem nevoie, fără să folosim o, să zic, o paletă de 24 de culori sau de 32, le putem folosi, iar culoarea feței pentru un portret se obține din alb, un pic de roșu și ocru și se obține nuanța culoarea pielii. Iată, doamnelor, domnilor, așa cum v-am promis, stăm de vorbă și cu persoana care este, din anumite puncte de vedere, sufletul și esența acestui curs de pictură pe sticlă, doamna profesor dr. Cristina Oprea, cea care îi îndrumă pe cursanții mici și mari, mici sau mari, așa cum zicea și domnul Ionescu, îi îndrumă în, să zic așa, în primii pași ai picturii pe sticlă. Să rămână, doamna Oprea! Bine ne revedem! Bine ne revedem, că ne revedem și în alte circunstanțe. Mulțumim că stați de vorbă cu noi, așa cum am vorbit și cu domnul Zoli. Am zis că dumneavoastră sunteți persoana care ne explică un pic așa tehnicalitățile acestui tip de pictură, care nu-i printre cele mai simple, pictura pe sticlă. Dar cumva aș prefera o încadrare în context, să o numim așa, și să pornim cu o întrebare poate relativ simplistă din punctul unora de vedere. Ce face o icoană să fie o icoană? O icoană să fie o icoană, în primul rând, trebuie să aibă o încărcătură spirituală. Și atunci ea trebuie să respecte anumite etape. În primul rând, iconarul se roagă, postește în perioada, de aceea icoanele se pictau în perioada postului, pentru că se postea, există o rugăciune a iconarului în care acesta îl roagă pe Dumnezeu să-i îndrume mâinile, să realizeze chipul Maicii și a tuturor sfinților, respectând tradiția, respectând canoanele, mai ales fac referire acum la pictura bizantină. Și după ce este pictată, ea poate fi dusă la biserică și sfințită. Dar pentru asta, până ajunge acolo, așa cum spuneați, ea trebuie să respecte, spre exemplu, icoana pe sticlă să respecte tradiția populară, iar icoana pe lemn să respecte canonul bizantin, așa cum este scris în Erminia picturii bizantine. Vorbeați de pictura pe sticlă, să o numim doar pictură pe sticlă, nu neapărat icoană pe sticlă, și vorbeați de icoana pe lemn sau pictura unei icoane pe lemn.
unde se înscriu picturile din biserici, care sunt pe pereții bisericilor? Păi tot pictura murală și deci tot respectând canonul bizantin. Deci la fel. La fel. Doar că suprafața este alta. Alta și, bineînțeles, decorează interiorul unei biserici sau și interiorul și exteriorul. Există foarte multe biserici, cum este cea de la Voroneț, care este pictată și, și în exterior. Spuneați că iconarul, cel care pictează, are de parcurs niște etape spirituale până la urmă. Acest iconar poate fi un laic sau neapărat să fie un cleric? Icoanele tradiționale pe sticlă au fost pictate de laici. La început, deci secolul 17, secolul 18 au apărut și aici fac referire la Nicula. Au existat trei mari școli Șchei Brașovului, de fapt Nicula a apărut prima și după aceea Șchei Brașovului și Țara Făgărașului, au fost pictate de către țărani. În casele țărănești, aceștia cumpărau și puneau pe perete niște hârtii care erau, în care apăreau desenate icoane, pictate și așa mai departe. După când au văzut că acele cartoane, acele hârtii se deteriorează în timp, le-au folosit ca modele sau izvoade. Între cele trei școli există diferențe de culoare, diferențe de motive decorative. Spre exemplu, fața pictată la Nicula este albă, fața pictată la Șchei este ușor roz. Deci există diferențe, dar numai cei care studiază și intră, să zic așa, în tehnica aceasta, descoperind și lecturând foarte multe cărți care s-au scris despre icoanele pe sticlă de către cercetători, atunci pot să recunoască într-un muzeu dacă vizitează aceste trei școli. Dincolo de aceste particularități ale școlilor, eu ca o persoană care nu se pricepe în domeniul ăsta, ca un simplu observator să zic, pot să văd că dincolo de diferențele pe care, de exemplu, fața, culoarea feței la o școală e albă și așa, eu pot să observ, de exemplu, că aura aurie pare un fel de leitmotiv care se păstrează în mai multe icoane, indiferent de școli. Auriul înseamnă... Dincolo, o secundă, dincolo de chestia asta, în completare, există anumite culori care sunt, nu aș spune impuse, dar care trebuie respectate, știu, la ținută sau la... Sigur că da, există. Spre exemplu, haina Maicii Domnului este pictată în roșu. La chipul Mântuitorului se folosesc culorile maron pentru păr, albul sau rozul pentru față. Hainele sunt albastru și roșu, pentru că fiecare culoare are simbolistica ei. Roșu jertfa, albastru înseamnă cerul, universul, înălțare. Și atunci fiecare trebuie să respecte aceste culori. Aceasta este și diferența între icoana bizantină și icoana tradițională, pentru că se respectă culorile, numai că sunt așternute altfel. Adică, pe sticlă nu există foarte multe umbre și lumini, deci nu există, să zic, un fel de tridimensionalitate. Deci sunt pictate în două dimensiuni. De ce? Pentru că pictorii țărani nu știau carte, nu știau detalii, nu aveau de unde să le cunoască și ei puneau, de multe ori respectând culorile, dar deschizând, spre exemplu, în zonele de lumină, cu simple linii albe.
iar desenul fiind realizat cu negru era un fel de umbră, ca să zic așa, nu numai desenul de contur, ci și în interiorul hainei, atunci când ofereau detalii, le puneau ca un fel de umbră, pe când la pictura bizantină avem și umbră și lumină și sunt două tipuri diferite de a picta. Icoana pe sticlă se realizează, spre exemplu, se ia o sticlă, se degresează pentru a se îndepărta toate impuritățile, după care sub sticlă se pune un model, un izvod. Acela este desenat cu negru, se lasă să se usuce, după care începe fiecare parte a icoanei să fie colorată, respectând modelul. Vă spuneam de haine, de chipuri, de detalii și ce s-a observat în icoana pe sticlă, pentru că țărâncile noastre decorau așa de frumos casele și prin cusăturile, prin țesăturile lor, au adus în icoană un element, chenarul, în care avem fie flori, fie stele, fie ața răsucită. Deci erau motive din arta populară aduse în icoană, pentru că icoana pe sticlă este icoană de tip tradițional țărănesc. Cum ar fi, nu știu, acum zic și eu, cum ar fi motivul soarelui la porțile maramureșene, de exemplu, exact, care cumva se repetă, da, și un, da, fel de leitmotiv până la urmă. Se poate vorbi, nu în termeni depreciativi, despre icoana pe sticlă ca fiind o modalitate de a face icoane rudimentară? Nu este o icoană rudimentară, este... Gândiți-vă că acei oameni nu aveau pregătire în domeniu și atunci ei pictau, să zic așa, cu sufletul și din suflet. Și ei, așa cum puteau să deseneze, pentru că există deformări, există elemente care, de exemplu, inclusiv la numele sfântului respectiv, la un moment dat s-a scris în chilirică, dar neștiind carte mai dispăreau din litere. Ei practic copiau ce vedeau și mai îmbunătățeau ca să fie mai frumoase, pentru că ele erau puse în interioare și acestea nobilau, să zic, spațiul locuibil al casei țărănești. Doar că înfrumusețau și înnobilau din perspectiva lor estetică. Normal. Cumva laică. S-o... Laică, da. Pe când icoanele pe lemn au fost pictate în special în cadrul mănăstirilor și au fost școli și sunt și actualmente în cadrul facultăților de teologie, există secții de artă sacră unde învață să picteze icoane, unde învață să restaureze icoană. Adică lemnul acela era tratat într-un anumit fel, există, erau pene puse în spatele icoanei pentru a nu se deforma lemnul, se lipea un tifon, o pânză foarte subțire peste care se grunduia, se dădeau câteva straturi de grund, se lăsau la uscat, după aceea se făcea desenul și după desen începea să picteze. Se picta folosindu-se o emulsie de ulei, emulsie care se folosește și astăzi și care se folosește inclusiv la pictura murală din biserici. Deci cumva s-a încercat păstrarea unei tradiții mai vechi, tradiție care probabil are legătură inclusiv cu ideea de dăinuire a icoanei. Da. Ideea în care să nu, vorba aia, zugrăvește astăzi și mâine se cojește. Nu, în sensul deci ăsta, la început, spre exemplu la icoana pe sticlă, meșterii populari își făceau, acești țărani pictori, își făceau culorile din plante, deci totul era natural, din diverse pământuri, coloranți. Și chiar am avut bucuria să ajung la Nicula și să intru în casa
unde a trăit Maria, o pictoriță de icoane, și am văzut mojarele în care ea își pregătea plantele. Încă mai existau urme pe atunci de plante care au fost zdrobite și amestecate apoi cu ulei și se putea picta cu acele culori. Dacă ar fi să ne referim, cel mai mult cred că la icoana pe lemn, nimeni nu poate nega că există o similitudine între icoane și mă refer la, nu știu, ovalitatea feței, la lungimea nasului, la dimensiunea gurii. Sunt niște elemente impuse cumva? Că cam seamănă icoanele, adică cam la fel e fața sfinților și... Da, există, toate aceste lucruri se predau în școală și trebuie respectate. Deci inclusiv deci fruntea, cum este boltită, nimbul, de câte ori se cuprinde în cap, unde trece dacă se închide cercul. Ce mai este... Proporții de respectat? Proporții și tot. Pentru că, spre exemplu, noi dacă facem un portret, știm că omul, ca unitate de măsură pentru a-l desena, iei ca raport capul, ca înălțime. Și îl raportezi și pe verticală și pe orizontală. Și se cuprinde în corp de 7 ori și jumătate. Asta e teoria. Fibonacci? Sau nu chiar până acolo? Nu chiar până acolo. Dar există o lege a proporțiilor. Pe când în icoană, capul trebuie să se cuprindă în corpul Sfântului de 11 ori și jumătate. De ce? Pentru a arăta înălțarea, spiritualitatea. Și asta se păstrează și la icoana pe sticlă, nu doar la icoana? Nu, numai la icoana pe lemn. Deci aceste canoane care sunt specifice artei bizantine se respectă și în ziua de astăzi. De aceea există această carte după care învață toți iconarii și toți studenții. Se numește Erminia picturii bizantine și acolo sunt date detalii despre modul cum pictez, care sunt etapele și tot ceea ce trebuie să știe, bineînțeles pe lângă alte manuale. Cum se pictează icoana pe sticlă? Am înțeles că este o tehnică puțin mai aparte. Trebuie întoarsă sticla. Trebuie întoarsă... Să-ți imaginezi care culoare unde vine. Francezul spune surver, adică sub sticlă, pictură sub sticlă. Noi spunem pe sticlă, pentru că respectăm material. Da, se degresează, se desenează, după care se începe pictura. Pictura se face de sus în jos ca să nu existe riscul de amurdării, pentru că se șterge foarte greu și trebuie să evitate accidentele ca să... Cine scria cu stilou și aduce aminte cum se murdărea pe mână. Și se realizează desenul cu tocul cu peniță. Au mai încercat variante moderne cu tot felul de tușuri de speciale pentru sticlă, nu. Se desenează cu tocul și cu penița. Eu aici i-am învățat pe cursanți pictura pe sticlă în ulei. Deci totul este, inclusiv desenul, este realizat în culoare de ulei. Dar se poate face în tempera cu emulsie o ulei, adică se pune un gălbenuș de os, spre exemplu, cât este jumătate de găoace de ulei, se amestecă ca la maioneză și se mai pun 2 jumătăți din acelea de apă. Și dacă se taie? Păi oricum se taie, dar se amestecă și în loc de apă normal cum pictezi în tempera, se folosește această emulsie. În ce măsură există, probabil, să ne spuneți dacă da sau nu, o tehnică de aplicare a culorilor, adică culorile mai deschise prima dată, cele mai închise după, sau cum se procedează? Culorile mai deschise prima dată, după care se acoperă cu acea culoare mai închisă. Spre exemplu, dacă vreau să pictez în spatele lui Iisus un cer înstelat, întâi desenez, pictez stelele albe, după care acopăr totul cu albastru.
Deci cumva se merge așa pe perspectivă, să o numim, deși poate e puțin forțat termenul. Ok, că am scăpat, să zic așa, de datele astea tehnice oarecum. Cum a fost până acum la Eu m-am curs, bucurat că au fost interesați oameni venind din diferite domenii, adică nu am ales, să zic, dacă are talent, dacă are îndemânare, nu, pur și simplu dorința și credința până la urmă, că nu poți să faci o icoană dacă nu ai un strop de credință acolo ascuns în interiorul sufletului. Cum din perspectiva dumneavoastră, a persoanei care s-a ocupat sau a fost, să zic așa, un fel de supraveghetor al felului în care lucrează fiecare, cum ați perceput felul în care cursanții s-au raportat la acest curs? Păi am început, în primul rând, aprinzând o lumânare și spunând rugăciunea iconarului, după care am explicat cum se poate realiza și care vor fi etapele de realizare ale icoanei. Și fiecare, după îndemânare, a încercat să transpună un model pe care și l-a ales din dorința de a-și decora casa sau poate chiar să facă un cadou celor dragi, celor din familie. Cu atât mai mult cu cât suntem în perioada... De aceea am și ales această perioadă, pentru că nu oricând se pictează icoanele. Domnul Ionescu ne spunea că are în gând și un atelier similar de încondeiere de ouă. Am zis că asta am spus eu atunci la deschidere, ca bonus. Vor decora și ouă, vor picta pe ou. Bineînțeles, în ultima săptămână a acestui curs. Înțeleg că ideea acestei alte practici în cadrul cursului se adresează aceleași serii de cursanți. Deci aceleași nu e vorba serii, de... Da. Da, am zis că e păcat să ai o icoană pe sticlă în casă pe care ai realizat-o cu mâinile tale și sub icoană să nu fie un coșuleț cu ouă pe care tu le-ai realizat. La. Dar pe aceste ouă nu vom încondea practic așa cum se face tradițional, ci vom picta tot icoane. Asta vreau să vă întreb, că și acolo există niște reguli de respectat și voiam să vă întreb în ce măsură veți merge pe acele reguli sau dacă veți ieși din strictețea. Vom face tot icoane ca să zicem așa, să mai exersăm, dar sunt foarte greu de realizat icoanele, ouăle încondeiate. De ce vă spun? Pentru că trebuie un anumit tip de ceară, trebuie să ai condei, așa se spune, un anumit instrument cu ajutorul căruia încondeiezi, să ceara aceea să fie în permanență caldă, să poți să desenezi și, bineînțeles, să ai o mare îndemânare ca să poți să realizezi linia fără să ieși, fără să practic fără să ridici. Să ridici, da. Și nu știu dacă am putea pune la dispoziție toate aceste elemente, v-am spus, ceara respectivă, condeele respective, și m-am gândit că cea mai frumos ar fi tot o icoană să fie reprezentată pe oul respectiv. Și acum întrebarea de baraj, veți folosi ouă sau ouă. Fierte sau nefierte? Nefierte, din care se scoate gălbenușul și albușul. Deci tehnica veche, eu la rândul meu am încondeiat ouă, bineînțeles cu elemente decorative din Oltenia, din zona din care vin, dar asta nu înseamnă că nu admir ouăle încondeiate la Ciocănești, în Moldova sau în zona aceea se realizează, există și un muzeu al ouălor și chiar mi-ar place să pot să fac o excursie și să-i duc pe cursanți și nu numai pe cursanții prezenți, pe artiști, să vadă ce se poate realiza pe o dimensiune foarte mică.
Deci, pe scurt, ouă, scoateți conținutul și da. Veți trata coaja. Da, se ca tratează. Să fie, se tratează, cumva... da. Se tratează pentru că altfel nu există acea legătură între materialul oului și culoare. Deci puneți amorsă, cum ar da. Zice zugravii. Da, exact. Mulțumim tare mult, doamnelor, domnilor. Și eu vă mulțumesc și vă așteptăm să le să ne vedeți vedem. Și când sunt gata. Și când e vernisajul, de ce nu? Dacă și ne invită când domnul este Zolita, vernisajul, bineînțeles, normal. Normal. Domnilor, domnilor, asta a fost discuția noastră, mai mult sau mai puțin tehnică, mai mult sau mai puțin interesantă, depinde de fiecare. O să vă lăsăm, ca și până acum, cu niște cadre în compania asiduelor, cum să zic, muncitoare în iconografia pe sticlă și dacă vorbea, dacă trăim și totul este ok, s-ar putea să avem și niște imagini de la vernisajul care se organizează cu ocazia finalului acestui proiect și, de ce nu, și de la încondeierea de ouă. Până data viitoare, toate cele bune! Mulțumesc! Mi-ai dat, Doamne, glasul dulce, măreția să-ți slăvesc și mereu la a ta cruce în genunchi-ți mulțumesc. În veci fie pomenit al tău nume prea slăvit. Unde merg și orice fac, gândul meu e în cerul sfânt. Și la îngeri fac pe plac, dacă pentru Tatăl cânt. În veci fie pomenit al tău nume prea slăvit. Și cu harul ce mi-ai dat, bucur omul necăjit, de-i sărac ori de-i bogat, uită cât i-a pătimit. În veci fie pomenit al tău nume prea slăvit. Doamne, când te uiți la noi, fie-ți milă că suntem bătuți de boli și nevoi și scăpare nu avem. În veci fie pomenit al tău nume prea slăvit. Doar la tine, Tată blând, dacă ne rugăm plângând, la Iisus și Maica sa, să ne poată.